iubirea? Ce este iubirea? Iubirea pentru mine înseamnă, adică, o fată, cum să vă zic eu, care mă iubește și care iubește și eu și care țin la ea și care ține și ea la mine. Asta înseamnă iubirea pentru mine. Ce este iubirea? Este și o sinceritate, că un cuplu, dacă se plac unul pe celălalt, trebuie toată viața să fie armonie, nu? Ești bărbat cu un creier de cocoș, ești bun al dracului, la reproș. Visezi femei perfecte, genul de fotomodel, mai vrei să fie fidelă, genul ăla de model. Nu se cuvine să plângi, ai o urmare, atunci când răzbate în suflet, produce descurajare. Bărbatul nu mai este bărbat în casă, nu mai luptă pentru familie, să pună ceva pe masă. Ori te înșală, ori nu te vede, destul de bună, fii exact cum vrei să fii. Nu lăsa să te indispună, nu avea așteptări, nu există persoana potrivită. Te expui mai mult pericolului de a fi dezamăgită. Nu lua în seamă dacă ți-apare vreun tank blindat, conținutul e praf, în cuget stricat. Îți va spune că-ți va da și luna de pe cer, are vorbele bune, dar niciodată sincer. Iubirea, ce este iubirea? Iubirea pentru mine înseamnă, adică, o fată, cum să vă zic eu, care mă iubește și care iubește și eu și care țin la ea și care ține și ea la mine. Asta înseamnă iubirea pentru mine. Ce este iubirea? Este și o sinceritate, că un cuplu, dacă se plac unul pe celălalt, trebuie toată viața să fie armonie, nu? Nu există durere mai nimicitoare pentru sufletul unei femei ca de floare, de a să fi dăruit trup și suflet unui bărbat nedemn de iubirea ei. Nu-ți meri capul să nu regreți, mai târziu consideră râsul ca fiind un remediu. Disciplinați sunt cei care cunosc faptul și începe abordarea unei femei cu dreptul. Bărbații cu bani doresc femei frumoase, tunate, pline de machiaje, de peste tot adunate. Zbor contra vântului, nu te lăsa păcălită, nu ești deloc o floare ofilită. Fii cu inima curată, o femeie adevărată, fii un exemplu bun de urmat. Neseparată, unde prezența nu contează, lipsa nu se simte. Mulțumesc că ați ascultat piesa-i pe sfârșite.